Școlarii și preșcolarii din județul Călăraș vor relua luni, 13 septembrie, cursurile în noul an școlar 2021-2022. La nivelul județului nostru sunt înscriși aproximativ 39.000 de copii. Care Ion Raluca, inspectorul școlar general al ISJ Călăraș, ne spune în ce condiții începe elevii școala, la ce incidența cazurilor de COVID înregistrate la nivelul localităților vor trece în online și numărul școlilor cu autorizație sanitară. Doamna inspector școlar general, luni vor fi reluate cursurile pentru noul an școlar. În ce condiții vor merge copiii? Vor merge fizic? Vom avea unități de învățământ care vor începe online? Și câți copii încep școala în județul Călăraș? Bună ziua, mă bucur să vă revăd. Așa cum precizează și cum prevede Ordinul Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, vom avea două scenarii prevăzute și probabil și părinții au văzut că acum avem pragul de 6 la 1000 pentru scenariul al doilea. Așadar, din cele 301 unități de învățământ, 300 vor începe în scenariul 1, adică cu prezență fizică. O singură unitate de învățământ va începe în scenariul al doilea online, nu din cauza incidenței, ci datorită motivelor de infrastructură. Este vorba de școala de la Dragoș Vodă. Se reabilitează clădirile școlii și împreună cu prefectura, cu comunitățile locale, încercăm să-i sprijinim cu câteva containere în care copiii să aibă totuși toate condițiile, dar fiindcă nu au reușit să se organizeze și să se pună de acord în timp util, două săptămâni vor fi în scenariul al doilea, iar apoi vor începe fizic în containerele acelea, în condiții foarte bune. Câți elevi avem înscriși în anul școlar 2021-2022? Aproximativ 39.000 de elevi sunt înscriși în cele 301 de unități de învățământ. Au existat licee închise din cauza lipsei de promovabilitate la bacalaureat? Știu că exista la un moment dat această prevedere. În momentul în care nu ai niciun absolvent care să-ți promoveze examenul de bacalaureat, acel liceu se desfința. Au existat astfel de situații în județul Călăraș? Nu e vorba de desființare, este vorba de modificarea planului de școlarizare. Și anume, dacă ei ne vor propune în decembrie clasa nouă pentru învățământ de zi, noi nu le vom mai aproba. Așadar, este de vreme acum să vă dau răspunsul. Cu siguranță data viitoare am să vă spun concret. Se pare că avem și anul acesta o unitate de învățământ în județ. În această situație. Copiii vor putea purta măscuțele acelea din material textil sau trebuie neapărat mască medicinală? Au fost destule multe discuții pe tema aceasta și până la urmă, așa cum spunea și domnul ministru în întâlnirile pe care le-a avut, Ministerul Sănătății și-a dat acordul pentru acest aspect și anume, într-o anexă a Ordinului Comun este prevăzut că ei pot purta. Este indicat să poarte măștile de uz medical, dar pot purta și cele textile, totuși. La început de an școlar, câte unități încep cu autorizație? Mai există acea problemă a școlilor neautorizate? Vă referiți la autorizație ISU sanitară? Autorizație sanitară. Pot să vă dau niște date din SIRC, din anchetă, pe care le-am discutat și în cadrul ședinței de la prefectură. Și anume, dacă ne referim la clădiri, din totalul de 344 de clădiri din unitățile de învățământ, avem 100 autorizate, 25 neautorizate, 219 nu fac obiectul autorizării, echipate cu hidranți 70, echipate cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare 52. Deci doar 25 ar fi neautorizate. Și acestea 25 sunt în proces de autorizare, încât poate chiar înjumătățim acest număr în scurt timp. Cu privire la autorizațiile sanitare și aici avem foarte puține unități care nu au și am fost personal în aceste școli, am discutat și cu unitățile locale încât să rezolvăm problemele și chiar să le avem pe toate autorizate și sanitar. Din data de 13 septembrie se pare că va începe o campanie de vaccinare în școli. Ce ne puteți spune despre acest subiect? Este un subiect puțin sensibil.
Nu avem o informație oficială să vă oferim. Se dorește inițierea acestei campanii, dar nu cumva forțarea sau constrângerea în niciun caz a elevilor. Primul pas care s-a făcut în sensul ăsta, și pot să vă spun informații oficiale, este desemnarea unui responsabil în școală care să poată avea discuții cu părinții, cumva acest responsabil să aibă și competențe sanitare, legătura strictă cu DSP-ul este foarte importantă, și să poarte discuții, deci un fel de consiliere cu părinții. Acum, dacă această consiliere cu responsabilul din școală dă roade, poate părintele decide să-și vaccineze copilul. Noi nu putem să forțăm lucrurile astea și deci se fac niște pași în sensul campaniei. Nu, se dorește, dar nu va fi nimeni obligat. Ce se întâmplă cu un copil care în timpul cursurilor prezintă simptome? Care este procedura la nivelul unităților de învățământ? Cadrul didactic care observă acest lucru, în cazul fericit în care unitatea de învățământ are asistent medical, aici este o zonă, vă spuneam și în întâlnirile trecute, o zonă dificilă, avem foarte puțini asistenți medicali, nu prea vedem o soluție în viitorul apropiat, ne descurcăm așa cum putem, sunt și autorități locale care sprijină școlile cu câte un asistent medical de la primărie sau pe contracte, în cazul în care la mai multe școli din rural. Deci situație foarte dificilă pe zona de asistent medical, dar aici mai sunt și deciziile directorilor, cum prelucrează diriginții, profesorii, se organizează cumva intern. Pot să vă spun și ca părinte și ca profesor aici răspunsul, adică este evident ca profesorul care observă că un elev este rău sau prezintă simptome să anunțe imediat părintele, asta este clar. Dacă are asistent medical în școală, evident trimis imediat la cabinetul medical și trebuie să își efectueze testul. Iar în cazul în care elevul este testat pozitiv, se testează toți elevii, mergem cu procedeul de anul trecut școlar. Ne-ați spus un pic mai devreme că legislația prevede clar trecerea în sistemul online în momentul în care incidența va fi de 6 la 6. Această prevedere este aplicată la nivel de localitate, însă la nivelul unei unități de învățământ se poate trece în online, de exemplu, dacă sunt înregistrate un număr de cazuri și de la ce număr de cazuri elevii vor merge în online? Da, aici iarăși ne asemănăm cu ritmul din semestrul al doilea anul trecut școlar, în sensul că dacă într-o clasă sunt mai mult de 2 elevi testați pozitivi, clasa respectivă intră în online, doar clasa respectivă, în școală la mai mult de 4 cazuri, nu avem cifrele acestea clar stabilite în legislație, le mai luăm cumva și din mers. Dar așa am procedat și anul trecut. Deci pentru că știți ce se întâmplă, noi trebuie să ne punem de acord cu DSP-ul. Și dacă DSP-ul constată că unitatea de învățământ trebuie să intre în online, nu știu, poate sunt persoane care prezintă simptome și nu vor să-și facă testul. Putem și așa să ajungem la o înțelegere cu DSP-ul și unitatea respectivă de învățământ să intre în sistem online. Dar teoretic, pe clasă la mai mult de 2 cazuri, pe unitate la mai mult de 4 cazuri. Pentru părinți, luni, la deschiderea noului an școlar, vor putea participa la festivitatea de deschidere a noului an școlar? Cum va fi organizată această primă zi? I-am tot sfătuit pe colegii directori, le-am și spus că au o responsabilitate foarte mare pe care și-o asumă cu privire la deschidere. Este destul de clar că părinții n-ar trebuie să participe teoretic pentru a evita aglomerarea. Este decizia directorului aici cum se organizează. Am putea gândi să facem o deschidere pe ore, pe intervale orare, pe clase, cumva, și să putem facilita și participarea cumva a părinților, dar cred că s-ar întinde foarte mult și atunci nu știu dacă ar fi tot mai în regulă ca o anumită clasă să vină la deschidere la ora 13, deși n-ar fi imposibil. Am lăsat pe colegii directori să decidă mai exact, dar să evite aglomerarea, să poarte masca, să păstreze distanța. Dacă se va trece totuși în sistemul online, copiii sunt dotați cu tablete? Da, ne preocupă foarte mult și acest aspect.
O să mai accesăm niște proiecte și să încercăm să acoperim tot județul și totodată să ajutăm și colegii cadre didactice care au primit din ce în ce mai mulți dispozitive, mai mulți laptopuri, cadre didactice, prin diverse proiecte, vă mai spuneam eu și în întâlnirile trecute. Dar noi ne preocupăm foarte mult și de ideea de a folosi aceste dispozitive și chiar ieri, într-o întâlnire în cadrul Ministerului Educației, spuneam că îmi doresc și eu și colegii mei inspectori, ne dorim foarte mult să ne implicăm cât mai mult în formarea cadrelor didactice pentru digitalizare și pentru a folosi dispozitivele într-un scop cât mai benefic pentru elevi. Ministerul Educației ne-a promis niște cursuri chiar gratuite pentru profesori. Într-adevăr, se desfășoară pe un număr de aproximativ 120 de ore. Este un parcurs nu tocmai ușor, dar din care colegii vor avea de învățat și chiar să aplice. De asemenea, părinții și elevii trebuie să ne gândim să organizăm întâlniri cu ei și să folosească tableta, ce să zic, 80-90% în scop educațional și să știe să o folosească, pentru că în mediul rural, cel puțin, sunt unii care o primesc, o au acasă, dar nu o aplică așa cum trebuie. Unitățile de învățământ au asigurat stocul de măști și dezinfectanți? Am trimis o machetă încă de săptămânile trecute. Ei vor raporta săptămânal necesarul pentru stocul de măști și dezinfectanți. Ne vom descurca, vom găsi soluții și împreună cu autoritățile locale, doar dacă este cazul. Un prim pas a fost că am reușit să obținem o sponsorizare de 70.000 de măști, pe care deja am început să le distribuim în raport cu numărul de elevi și cu necesarul din macheta pe care ei au completat-o. Îi sprijinim și noi. De asemenea, ieri am avut o întâlnire cu reprezentant al Ministerului și ne dorim implicarea într-un proiect cu finanțare europeană pe direcția de măști dezinfectanți și să asigurăm iarăși necesarul. Am sfătuit colegii directori ca, de asemenea, din segmentul bugetar alocat pentru această direcție să ne spună dacă mai au disponibil, dacă nu, să-i ajutăm și noi. Și în ultimă situație apelăm și la autoritățile locale. Adică soluții vom găsi, vor primi copiii măști, cadre didactice, nu va rămâne nimeni într-o situație neplăcută. Au început deja ședințele cu părinții înainte a deschiderii noului an școlar și se vorbește despre acel fond al clasei. Fondul clasei. Ce părere aveți despre acest lucru? Un subiect foarte sensibil. Iarăși aș putea să vă dau un răspuns și ca părinte, și ca și cadru didactic, diriginte. Nu susțin absolut deloc acest lucru, nu doar eu, ci foarte mulți dintre colegii mei. Inspectoratul Școlar Județean chiar interzice acest aspect. Nu avem foarte clar în legislație reglementat, dar le spunem colegilor directori să transmită la rândul lor că ne putem organiza cu totul altfel. Eu personal, în activitatea mea de 14-15 ani, niciodată nu am recurs la această metodă și cred că mai mult de 70% dintre colegii cadre didactice nu susțin acest lucru. Aveți de transmis un mesaj elevilor și cadrelor didactice la început de an școlar? E destul de scurt datorită contextului și anume, cu toții ne dorim să fim sănătoși. Atât de la mic la mare, fiindcă așa putem să avem și rezultate. De asemenea, îmi doresc să facem echipă. Am o deviză, nu pot să fac nimic singură, ci doar cu oamenii din jurul meu. Și sunt convinsă că dacă gândim așa cu toții și suntem sănătoși, să ne ajute Dumnezeu să ne îndeplinim obiectivele.